Am făcut un mic anunț în rândul comunității Transhumant să descoperim că ni s-au alăturat aproximativ 9 mașini într-o mică expediție de o zi la minus 5 grade cu cortul pe zăpadă. Mică veste proastă pentru acest episod, Ana va lipsi, din păcate. Putem prezenta un pic și mașinile care vin. O mare parte dintre ele le știți în episoadele trecute. Ne învârtim în munții Apuseni, pe forestierele teoretic foarte ușor accesibile din munții Apuseni, care s-ar putea să nu fie la fel de ușor accesibile acum pe zăpadă. Trebuie să ne băgăm și noi, dar ajungem la cursiu în Paris. N-ar trebui să facem mai mult de 2 ore până în Glăvoi. Ok. La 2 să fim la locul de campare, ție târziu. E ok. Ți-am pregătit bucătărie specială în care doar fetele vor avea voie, fetele care contribuie, fetele și țăcă. Țăcă. La loc. Țăcă, foarte la. Dar nu mai vine zice așa, țăc, 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 Hai. Nu l-ai că spațiul învârtit aici. Ne abținem să ne învârtim. Da, Ionuț. Să mă învârt? Ai un amic, este de jos, doar nu crezi că de la schiburi. Cursul de prim ajutor. O fac mai ușoară. Ce faci, Ruben? De sunt feroci. Trage, trage. După ce cuplează fața, da, înainte să cupleze fața, nu. Am dezumflat. Let's go! Acum începe, de ce îți tremură mâinile? De la frig. Încercați să păstrați distanța unul față de celălalt după ce ajungeți la zăpadă și comunicați pe stație. Când ajungeți pe drept, unul spuneți la următorul că poate porni. Și încercați să urcați cât mai susținut, adică una, a doua, cred că e suficient, a doua ținută constant, încât să nu rupeți nici aderența și nici să nu vă opriți pe loc. Mai știi cum e? Că odată ce ți-ai luat mașină de off-road, știi pentru ce ți-o iei. Acum noi toți ne mințim că nu ne-a luat-o pentru off-road, că avem grijă de ea. Compătimește Darius pe tine, Ruben, a zis că tot la tine pune bani de motorină, nu la tine. Da, ce să zic, mulțumesc, mulțumesc. Să pun la tine acum, că merg pe motorina ta? Ce ziceam eu de când văd un drum și mă gândesc oare Ștefan poate urca pe aici? S-a transformat în oare Ruben poate urca pe aici? Partea bună că miroase a brad. Perfect, mă băiatule. Miroase a Moș Crăciun. Ha!
intersecția. Un pic, să-mi dau seama. Aici ar trebui să fiu. Maicule, Alex, poniște-o preții de un pic. Ați făcut stânga sau dreapta? Dreapta către Padiș. Cât mai avem? 6,8. Vezi că săptămâna trebuie fost niște inundații aici, adică. Mă, normal nu e așa grav, dar se pare că a fost cineva cu, nu știu, ceva 35 ori când a fost viscolită și a făcut șanțurile astea, că șanțurile sunt de zăpadă înghețate, nu sunt de pe mânt. Eu mă bazam pe Ruben că mai nivelează un pic. Că n-a nivelat nimic al spatele meu? Poate că a fost o decizie, nu-l corte înțeleaptă, să lăsăm pe Ruben primul. Imediat ajungem unde am dormit eu noapte. Acum s-a prins farurile, Paula. Nu, poate avem o șansă la trimis zăpada pe margine. Să fie zăpada mai mare? Să fie zăpada mare. Și avem ocazia să vedem și fenomenul numit ceața padișană. Da, da. Trage un pic, Andreea. Da. Ce băieț harnic aici. Ce mai harnic? Dă-l mă un pic jos, că-l iau eu. Nu sări tu cu el. Gata, las. Și cea unul, ce el face? Roxy. Totul este pregătit, speriat, ordinat, dar trebuie să le punem la foc. Hai, tata! Cramele, pâncota. Trage-mă! Da, trage-mă! Bine, voi! Nu reușesc să prindem așa, ca și răgaute. Poftiți, vă rog. Nimeni de? Da. Eu? Deci așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Zi. Păi cum, s-a terminat cea unul? S-a terminat cea unul. Negru la minus, roșu la plus. Glăduț? A tău sigur pornește. Bă. Acum 3 ore băgau căldură de numă. Bună dimineața. Da, au mers motoarele în continuu, cel puțin la Roli. O parte cât am auzit la Ștefan. Acum de dimineață am văzut că Ștefan e mutat lângă Alex. Deci probabil au făcut așa un schimb de căldură. Cred că au pus un T între mașini pentru că sirocolul Ștefan, chinezăria, nu a reușit să pornească. Și pentru că râdeam de Ana, că are abilitatea de a se trezi în secunda în care ceva se întâmplă cu căldura, așa am pățit și eu. M-am trezit așa brusc în mijlocul nopții, am auzit că se turează un pic mai tare. Probabil termostatul a simțit că, bă, hai să-i oprim căldura la om. M-am întins repede după termostat, l-am dat un pic mai tare, pornit de la capăt și am mers în continuu toată noaptea. E cald, am dormit în chiloți și bluza asta termală, dar acum când am aprins becul și am văzut, e gheață înăuntru. Gheață.